Bună seara tuturor! Numele meu este Cătălin Dogar și sunt gazda dumneavoastră pentru o nouă ediție UMFST TV Live. Alături de noi, în această seară, îl avem pe domnul profesor Tiberiu Bățagă, șeful clinicii de ortopedie din cadrul Spitalului Clinic General de Urgență Mureș și președintele Societății Române de Ortopedie și Traumatologie, alături de care noi vom discuta ce înseamnă să fii ortoped și care sunt activitățile pe care le desfășoară societatea pe care dânsul o reprezintă. Bună seara, domn profesor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și Cătălin, mulțumesc foarte frumos pentru invitație! În primul rând, pentru cei care nu vă cunosc, ar trebui să vă întrebăm ce v-a făcut pe dumneavoastră să alegeți ortopedia în primul rând? Da, foarte bună întrebare. Realitatea este că primul meu contact cu ortopedia a fost în perioada când îmi satisfăceam stagiul militar de 9 luni la Timișoara și unde am avut o problemă la nivelul articulației genunchiului, motiv pentru care doi maestri din domeniul ortopediei, profesorul Ciucudean și domnul Eric Primar Bocșandor, m-au operat în perioada respectivă și atunci era și un barem în care dacă aveai această afecțiune și erai operat, puteai să rămâi la acasă și să te lași la vatră. Dar eu după 6 săptămâni am reîntors în armată și mi-am terminat cu colegii mei, de viitorii mei colegi de facultate armata, ceea ce arată determinarea că, într-adevăr, dacă îmi pun ceva în cap, atunci realizez. Domn profesor, sunteți cadru didactic și cum ați reușit să vă adaptați la noile bariere care s-au pus între profesor și student cu ocazia pandemiei? Asta este o problemă deosebită pentru că, într-adevăr, a trebuit să se lucreze la această platformă Teams, care a fost cel puțin în semestru 2 în anul universitar trecut, la care am lucrat cu studenții și am avut cursurile de 2 ori pe săptămână. Hai să spunem că dacă partea de cursuri online a fost mai ușor de efectuat, zona legată de activitățile practice a fost puțin mai dificilă și datorită acestui fapt, poate că uneori nu toate aspectele practice au putut fi prezentate studenților. Acum, în noul an universitar, cu noua platformă Blackboard, care este mult mai performantă, noi o să începem activitatea de-abia în modulul 2 și este o reușită, după părerea mea, modul în care s-au introdus aceste module în desfășurarea activităților didactice și de comun acord cu conducerea decanatului și a universității am stabilit să vedem cum vom reuși să facem cursurile online și o serie de activități să facem on-site, ceea ce înseamnă TBL și CBL pentru studenți și ne vom adapta la situația respectivă pentru că, având de vedere situația pandemică care este datorată acestui COVID, vedeți că și accesul în spitale este restricționat. Începând de la 12 octombrie este extrem de sever restricționat activitatea în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență și cred că acest lucru se va răspânge și asupra activității cu studenții. Mă refer la activitățile practice. Credeți că reușiți oricum să influențați viitorii absolvenți să se îndrepte spre specialitatea de ortopedie, chiar dacă sunt aceste bariere, având în vedere că urmează rezidențiatul în curând? Da, corect. Primii pași pe care am făcut a fost de a înființa un cer studențesc pe zona de ortopedie și traumatologie pentru toți colegii care doresc să-și facă examenul de licență din specialitatea noastră și avem destul de mulți la toate programele de curs. De asemenea, sunt studenți care și-au dorit să-și desfășoare activitatea în cadrul clinicii noastre, mai ales studenții de la seria engleză, pentru că a fost pentru mine extraordinar de interesant cum au subliniat ei acest aspect și au spus, știți, ne-am uitat pe toate site-urile de internet și totuși am vrut să ne interesăm despre activitatea dumneavoastră. Și când am văzut cu cine avem de-a face, am fost convins că dacă ne lipim de activitatea pe care o desfășurați în clinică, și acest lucru va fi favorabil pentru noi și vom putea alege specialitatea de ortopedie traumatologie. Vreau să vă spun că sunt acum câțiva absolvenți și de la seria română și de la seria engleză care dau la ortopedie și vor să aleagă specialitatea de ortopedie în condițiile în care și-au făcut
examenul de licență cu mine sau cu unul dintre colegii mei de la disciplină, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că, să știți, ortopedia, traumatologia nu este o specialitate ușoară, este o specialitate extrem de dificilă și pot să-i admir pe cei care doresc să facă această specialitate în continuare. Două lucruri frumoase care puteți să le spuneți despre ortopedie. Două lucruri frumoase. În primul rând, faptul că este o specialitate în care trebuie să îndrepți acolo unde se rupe ceva și este foarte greu să faci aceste aspecte, mai ales în condițiile în care, vedeți dumneavoastră, sunt restricțiile acestea și trebuie să determin foarte clar ce cazuri poți opera și ce nu. Iar al doilea lucru care este cel mai frumos este că atunci când te vezi cu pacienții tăi pe stradă și vezi că își desfășoară activitatea sau reintegrat socioeconomic, inclusiv din punct de vedere al activităților sportive, și te invită la anumite manifestări pe care le coordonează, te bucur că ai reușit ca în această specialitate să redai speranța și încrederea unor oameni care erau bolnavi și care atunci când au fost la tine erau disperați că nu-și vor regăsi sănătatea osteoarticulară. Și dacă am vorbit despre partea didactică și partea pe care o desfășurați în spital, aș dori să vă subliniez că chiar astăzi se îndeplinește un an de când sunteți președintele Societății Române de Ortopedie și Traumatologie. Ce este această societate și cu ce se ocupă? Societatea Română de Ortopedie și Traumatologie a fost înființată în secolul trecut de academicianul Alexandru Rădulescu, care a înființat și prima clinică de ortopedie și traumatologie la Cluj și pe care am sărbătorit-o acum odată cu înființarea ei a aniversarea celor 100 de ani, ca și o organizație profesională pentru toți cei care se ocupă de zona de ortopedie și traumatologie. Societatea noastră a evoluat foarte mult, mai ales în ultimii 30 de ani, are un program de activitate extrem de bine statuat în care, bineînțeles, tot ce înseamnă partea legată de pregătirea în domeniu este lucru cel mai important. În același timp, societatea s-a preocupat permanent de a asigura editarea de tratate de patologie pentru pregătirea tinerilor rezidenți și a medicilor specialiști și medicilor primari. Chiar acum lucrăm la ediția reînnoită a Tratatului de Patologie și Ortopedie Traumatologie, în care, alături de domnul profesor Dinu Antonescu, o mare personalitate din lumea ortopediei românești și internaționale, fost președinte și dânsul a societății, și împreună cu colegul meu, profesorul Cristian Stoica, vicepreședintele Societății Române de Ortopedie și Traumatologie, coordonăm acest tratat care eu sper să apară până la mijlocul anului viitor și în acest fel activitatea de pregătire a medicilor rezidenți și specialiști să se desfășoare după aceste noi cărți care sunt scrise în contextul tuturor realizărilor moderne din domeniul ortopediei și traumatologiei. De asemenea, societatea noastră se preocupă permanent și de activitatea legată de pregătirea în ceea ce privește a pacienților pentru a ști care sunt activitățile pe care le efectuează. Datorită acestui lucru, în anul 2000 s-a înființat sub patronajul Societății Române de Ortopedie Registrul Național de Endoprotezare, în care oricând și la orice oră puteți accesa acest site, puteți vedea care a fost numărul de implante de ortopedie atât la nivelul șoldului, genunchiului și umărului care s-au efectuat în România pe toate centrele universitare și de asemenea care sunt toate implantele pe zona de afecțiuni tumorale sau instabilități articulare cronice. Sunt realizări pe care societatea noastră le-a făcut și intrăm într-o nouă etapă în care socotim că este foarte important să punem accent și pe zona de chirurgie robotică și deja am făcut foarte mulți pași în acest sens datorită faptului că am participat la numeroase webinarii în această perioadă. Un spital din București, bineînțeles pe zona privată, a reușit deja să-și achiziționeze un astfel de echipament și eu vreau ca să depunem toate eforturile ca Târgu Mureșul să fie și ea un centru în care această chirurgie robotică va porni cât de curând, eu sper că din jumătatea anului viitor. Cu cine colaborați în cadrul
societății, atât pe plan intern, cât pe plan internațional, pentru a avea informații cât mai conectate cu lumea actuală. Noi am reușit din luna aprilie acestui an, având în vedere situația de pandemie, ca împreună cu Bordul Societății Române de Ortopedie să avem întâlniri săptămânale online și să stabilim exact care vor fi prioritățile. Pentru că o prioritate anumite priorități am avut anul trecut când am preluat președinția și încă nu se știa care va fi evoluția situației epidemiologice. Și lucrurile s-au schimbat pentru că a trebuit să ne readaptăm la condițiile noi și în care, vedeți, aceste platforme online sunt foarte căutate. Și împreună cu Bordul Societății Române de Ortopedie și cu sprijinul Federației Europene și Academiei Europene ESCA, așa am reușit să facem platforma noastră online, pentru că vreau să vă spun, foarte mulți ne-au așa oferit serviciile ca societatea noastră să-și desfășoare activitatea pe aceste platforme, dar bineînțeles costurile erau foarte ridicate. Și atunci am luat decizia și am spus, nu facem treaba asta pentru că sunt foarte mulți bani. Cu 25% din capitalul care mi s-a cerut pentru aceste platforme, noi am reușit să facem o platformă foarte performantă și acum deja am reușit să organizăm și prima conferință pe platforma online și urmează platforma de e-learning, care este și ea în curs de finalizare. Noi am avut din luna aprilie săptămânal întâlniri și vreau să vă spun că am fost încântat că toți colegii mei din Bordul Societății Române de Ortopedie, de fapt a făcut un board mai lărgit și cu reprezentanții tuturor asociațiilor care lucrează sub umbrela Societății Române de Ortopedie, și anume Asociația Ortopezilor din Moldova, Asociația Ortopezilor din Oltenia, Societatea Română pentru Chirurgia Oncologică, AO România, care se ocupă de partea de traumatologie, Societatea Română de Chirurgie Artroscopică și Traumatologie Sportivă. Deci toate aceste societăți, vreau să vă spun că au manifestat un interes deosebit și ne-au sprijinit să facem această platformă. Și eu mă bucur că colegii mei au înțeles că ideea pe care am avut-o este de bun augur și au sprijinit realizarea ei și a fost o realizare deosebită din acest punct de vedere. A trecut un an, mai aveți un an de mandat. Ce v-ați propus, ce ați reușit să faceți din ceea ce v-ați propus la început de mandat? În primul rând ne-am propus atunci când am început mandatul la... Prima mea discuție pe care am avut-o la București a fost aceea de a reedita tratatul de patologie în ortopedie și traumatologie, lucru pe care deja suntem în decurs să-l facem. Al doilea pas a fost acela de a reface curicula de pregătire în specialitate pentru medicii rezidenți și de asemenea curicula pentru examenul de medic primar, lucruri care cred că le vom finaliza până în luna ianuarie-februarie anului viitor, ceea ce înseamnă că practic societatea noastră va reuși să se anilieze la standardele europene și în ceea ce privește acest lucru. Nu că noi n-am fi fost la nivelul respectiv, dar trebuie schimbate anumite tematici, anumite metodologii în care trebuie să colaborăm și cu Ministerul Sănătății și Comisia de Specialitate pentru a fi în rând cu Uniunea Europeană. Al treilea lucru care socotesc și astăzi, o să și discutăm, pentru că astăzi și avem board al societății, este faptul că tot ce înseamnă curicula de pregătire a Societății Române de Ortopedie va apare pe pagina EFORT, a Federației Europene de Ortopedie și Traumatologie, ceea ce ar fi o mare realizare, pentru că ar fi o recunoaștere a valorii Societății Române de Ortopedie, Traumatologie și a tuturor activităților care se desfășoară în acest context. Urmea să înființăm un comitet educațional și științific, dar datorită faptului că au apărut aceste aspecte legate de pandemie, lucrurile au trebuit schimbate și a trebuit să ne reaxăm pe reorganizarea societății. Deja am stabilit și un plan calendaristic pentru anumite webinarii. În momentul în care acest lucru va fi deja funcționabil, fiți convins că o să anunțăm și pe site-ul universității noastre că vom putea organiza webinarele Societății Române de Ortopedie și toți cei care vor dori să participe la acesta, mai ales studenții, sunt bineveniți la aceste webinare.
Când discutăm despre premiere în ortopedie, e vorba în mod normal despre operații, dar ați avut un eveniment pe care l-ați menționat anterior, o conferință online, prima conferință a Societății Române de Ortopedie și Traumatologie online. Care a fost obiectivul principal al acestei conferințe? Obiectivul principal al acestei conferințe a fost acela de a asigura pe toți membrii societății, care sunt în jur de 750-800, de faptul că Societatea Română de Ortopedie și Traumatologie s-a adaptat noilor condiții și dacă la început au fost foarte multe ezitări în ceea ce privește de modul de organizare online și tot multă lume îmi spunea: domn profesor, poate ar fi mai bine să amânăm și să facem numai congresul anul viitor. Eu am insistat foarte mult și încă o dată pot să vă spun că bordul societății și toți cei care au fost implicați în organizarea acestui eveniment au fost alături de mine și au spus sigur că da, organizăm această platformă online pentru societate și acest lucru a fost foarte bun. Toți mi-au confirmat faptul că având această comunicare online cu membrii societății și faptul că societatea a arătat că poate să se organizeze pe această platformă online și să organizeze un astfel de eveniment, a fost excelent văzut și foarte bine privit de către lumea ortopedică din România și nu numai din România, pentru că am avut o numeroasă participare internațională. Apropo de participanți, pentru cine, cui a fost adresat în conferința? De obicei, noi între două congrese facem aceste conferințe anuale și indiferent că vorbim despre una dintre cele două evenimente, ele se adresează tuturor membrilor Societății Române de Ortopedie și Traumatologie, începând de la medici rezidenți și continuând până la medici specialiști, medici primari și cadre universitare. De asemenea, avem și specialități asociate care participă cu noi, cei din zona de anestezie și terapie intensivă, probleme de recuperare. Și de vreo 3-4 ani de zile organizăm și cursuri cu personalul de la blocul operator, ceea ce este foarte important pentru că toate noile tehnici chirurgicale sau noile echipamente care apar nu pot fi utilizate dacă tu în sala de operații n-ai personal care să fie pregătit și să știe să lucreze cu acest echipament. În același timp vreau să vă spun că am avut o participare internațională, inclusiv medici rezidenți din o serie de statele a Uniunii Europene care ne-au trimis felicitări și au fost foarte încântați de faptul că pe lângă noutățile științifice pe care le-au auzit, au primit și credite de participare, ceea ce eu zic că a fost un punct bun și a arătat că Societatea Română de Ortopedie este activă, trăiește și își continuă activitatea chiar și în aceste condiții grele de epidemiologie. Cine au fost speakerii care s-au adresat participanților? Speakerii am avut, 24 au fost din 18 țări. Majoritatea speakerilor au fost președinți de societăți internaționale. V-aș putea, de exemplu, aminti de faptul că profesorul Filip Nere, care a fost președintele EFOR perioada anului trecut, ne-a onorat cu participarea. Profesorul George Macheras, membru al Societății Europene de Ortopedie și al Bordului de pregătire academică. De asemenea, a fost profesorul Friedel din Germania, o personalitate deosebită care întotdeauna participă cu foarte mare plăcere la manifestările noastre. Academia Americană prin profesorii Guido Mara și Bill Stetson, care vreau să vă spun că s-au trezit la ora 3 dimineața pentru că sesiunea era programată la ora 11 în România, la ei în America era ora 3 și au participat la această manifestare și feedback-ul lor a fost: vă felicităm pentru ce ați făcut și oricând suntem alături de Societatea Română de Ortopedie și Traumatologie. De asemenea, vreau să vă spun că au fost din cadrul Academiei Europene ESCA, au fost secțiuni ale părții legate de ESA, European Shoulder Association, European Knee Arthroplasty, au fost personalități cu Giuseppe Milano, Thomas Bauer și așa mai departe, personalități care, vreau să vă spun, au un program extrem de încărcat, sunt foarte greu de pus și într-un program științific, fiind în vedere că sunt solicitați, dar când toți au auzit despre faptul că este vorba de Societatea Română de Ortopedie, au acceptat. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc profesorului Ziggy Hoffmann de la Stolz Alpe din Austria și
o deosebită personalitate în domeniul chirurgiei artroplastice a genunchiului, care a acceptat să conducă chiar sesiunea de deschidere în condițiile în care a prezentat cazuri interesante pe care le-a discutat cu colegii și vreau să vă spun că participarea a fost extrem de numeroasă, cu toate că era de dimineață și poate multă lume ar fi trebuit să mai fie și în alte activități, dar au fost peste 350 de participanți la această primă sesiune. Poate dacă eram live, da, și eram față în față, poate nu reușeam să ne strângem așa de mult, dar a fost această dorință de a ne revedea măcar pe această platformă online și a vedea că lucrurile se desfășoară bine și în Societatea Română de Ortopedie. Deci vreau să vă spun că am fost onorat de faptul că toți speakerii noștri, atât români cât și internaționali pe care i-am solicitat, au fost pronți, au prezentat lucrările și vreau să vă spun încă o dată să le transmit mulțumirile noastre pentru faptul că și-au adus contribuția la succesul acestei manifestări științifice. Ne-ați spus speakerii care sunt cu o greutate științifică destul de mare, chiar foarte mare aș putea să spun, dar să ne spuneți și niște titluri interesante care s-au dezbătut în cadrul conferinței. De exemplu, au fost, deci discutam de profesorul Ziggy Hoffman, a fost o sesiune în care s-a discutat despre degenerative knee strategy arthroplasty, deci strategia care o faci în defecțiune de genunchi foarte grave, care pot să ducă la deformități stile cunoscute de genul varum, genul vagum și care a fost foarte bine privită pentru că au fost cazuri concrete care s-au discutat. A fost o altă sesiune în care de asemenea s-a discutat despre patologia umărului și anume legată de coafa de rotator și de instabilitățile umărului, o sesiune condusă de profesorul Giuseppe Milano, care este președintele ESA, European Shoulder Association, din cadrul ESCA, și care a fost foarte, foarte bine privită de colegii care se ocupă de această patologie. Guido Mara și Bill Stetson au condus mai departe, din partea Academiei Americane, au condus mai departe sesiunea legată tot așa de Comprehensive Shoulder Solutions, în care au prezentat tot ce înseamnă patologia umărului, într-o sesiune aproape 2 ore jumate, 3, cu speaker români și internaționali, și care iarăși a fost foarte bine privită. Și de asemenea am avut simpozioanele societăților de specialitate pe care vă spuneam, Atomul, Societatea Ortopezilor Moldoveni, SOTO, AO România, SRAT, pentru chirurgia și articulației gleznei și piciorului și de asemenea în încheiere am avut plăcerea să fiu chairman împreună cu profesorul Filip Neire la sesiunea EFOR, care s-a numit Middle Age Osteoarthritis, what to do, deci artrozele perioadei vârstei de mijloc, ce să facem, o sesiune care, chiar dacă era ultima în programul conferinței, s-a bucurat de participarea peste 350 de colegi care au vrut să asiste la aceste discuții, care au fost aproape de 1 jumătate, 2 în cadrul conferinței. Deci a fost o conferință cu un program extrem de bine structurat, numai noutăți pe zona respectivă și noi am fost bucuroși că am reușit nu numai cu speakerii români, dar și cu speakerii internaționali să asigurăm un echilibru în ceea ce privește reprezentarea tuturor aspectelor științifice în această conferință. Ați avut și un târg virtual. Ce a presupus acesta? A fost o idee foarte bună a organizatorului nostru, care a spus așa, este ok, toată lumea va fi încântată de conferință, domn profesor, dar zice, este foarte bine, zice, să avem și o zonă exhibition hall, deci de expoziție virtuală. Vreau să vă spun că foarte multe firme din zona de ortopedie, cum spunem noi, industria din această zonă, au participat la această expoziție virtuală, unde au prezentat pe lângă produse noi și filme științifice care au rulat permanent la aceste standuri, au făcut și ceea ce se numește simpozium, industry symposium, și în care au reușit să capteze atenția pentru toate noutățile în ceea ce se privește zona de ortopedie traumatologie. Aceste simpozioane se numesc întotdeauna calamarile conferințe și acest lucru a fost acceptat.
simpozion lunch, da, în care în perioada în care serveai masă de prânz, puteai să participi la un simpozion pe o temă care era sponsorizată de una dintre firmele participante și în care au fost aduși iarăși personalități de rang întâi din zonă, din specialitate, mai ales din Uniunea Europeană și Statele Unite. Care a fost feedback-ul participanților, întrucât fiind la început, se mai întâmplă să fie și erori? Nu știm dacă au fost, din câte știm nu au fost și totul a decurs perfect, dar care a fost feedback-ul participanților? Feedback-ul participanților a fost pozitiv. Noi astăzi ne și vedem cu a participat și organizatorul la acest bord surot pe care îl organizăm astăzi ca să vedem într-adevăr feedback-ul mai pe larg. Dar vreau să vă spun că din toate mesajele care le-am primit și au fost cred că peste 300 și ceva de mesaje, lumea a fost extrem de încântată că am reușit să organizăm acest eveniment, iar de la 80% dintre speakeri internaționali am primit mesaje deosebit de încurajatoare și vreau să vă spun că una dintre mesajele care ne-a venit și care pentru noi a fost o surpriză deosebită și bineînțeles o acceptăm și astăzi vom și lua decizia în ceea ce privește modul de participare a nostru, este faptul că între 3-4 decembrie se va desfășura a 40-lea congres al Societății Israeliene de Ortopedie. Și datorită faptului că noi am avut acest succes în cadrul conferinței și lumea a vorbit foarte frumos de ce s-a desfășurat în România, suntem societatea invitată de a participa la acest congres, care vreau să vă spun că nu este numai cu participarea societății israeliene. Vin foarte, foarte, foarte mulți chirurgi din Statele Unite și din toată lumea. Deci vor fi undeva probabil peste 7-8 mii de participanți, cel puțin așa ni s-a spus, și în care noi, Societatea Română de Ortopedie, Sorotul, suntem societatea invitată, ceea ce înseamnă că va trebui să avem speaker la toate titlurile care vor fi în cadrul conferinței și de asemenea colegii mei, inclusiv eu, vom fi chairman la toate secțiunile la care vor fi activități. Eu zic că este o mare onoare din partea Societății Române de Ortopedie de a fi invitată în această situație, iar eu personal am fost surprins să, mă rog, de faptul că Federația Europeană EFORT, care este cea care coordonează activitatea pe zona noastră, mi-a trimis invitația de a deveni membru board at large, deci a unui board lărgit al Federației Europene al EFORT, ceea ce ar fi prima oară că am avea o reprezentare la acest nivel într-o federație europeană, mă refer de EFORT. Eu zic că viitorul sună bine pentru noi și arată faptul că realizările pe care le avem noi în Societatea Română de Ortopedie, indiferent unde sunt ele, sunt foarte bine privite și sunt foarte bine cunoscute de colegii noștri din străinătate. Care sunt planurile dumneavoastră pe viitor? Planurile noastre pe viitor sunt foarte importante. Eu sper că în primul rând pe anul viitor, când vom avea Congresul de Ortopedie Internațional la Târgu Mureș, să-l putem organiza live și să reușim în felul acesta să dăm din nou importanță Centrului Medical Târgu Mureș pentru faptul că este unul dintre cele mai importante zone medicale, nu numai din Europa, dar și numai din România, dar și din Europa. Și în același timp să dăm un semnal pozitiv că și la Târgu Mureș se organizează astfel de congrese internaționale de participare largă și cu activități extrem de interesante. În același timp, fiind ales și expert în comisia ECA-ESCA privitor la programele de dezvoltare în domeniul artroplastiei genunchiului, împreună cu profesorul Michael Hirschman, vom porni o serie de activități prin care vom începe să asigurăm cursuri de training pentru specializările pe această zonă. Și datorită faptului că vă spuneam, eu sunt foarte interesat și de zona de chirurgie robotică, vom începe și pe această idee să lucrăm și eu vă spun foarte sincer, aș dori, dacă avem și resursele financiare, să sperăm, să reușim ca până la mijlocul anului viitor un astfel de dispozitiv să fie la Târgu Mureș și să putem lucra cu el. În același timp este foarte important pentru că noi fiind centru european acreditat în domeniul chirurgiei artroscopice și a
tratamentului pentru defectele de cartilaj. Am depus un documentar și vreau să refacem complet infrastructura în ceea ce privește secția clinică de ortopedie și traumatologie. Vreau să ducem la niște standarde deosebite, pentru că eu sunt absolut nemulțumit de situația actuală. Eu de 3 ani de zile fac aceste demersuri și destul de greu se mișcă lucrurile datorită tot timpul acestei lipse financiare, că nu sunt bani, nu sunt bani. Eu sunt, cred că ar trebui să găsim bani pentru ca lucrurile care merg bine să începem să le dezvoltăm. Și al patrulea lucru care doresc să îl pornesc, de fapt, deja cu unul dintre doctoranzii mei am și pornit, zona aceasta de virtual reality 3D printing în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor de ortopedie, traumatologie, să reușim să refacem cu ajutorul sistemului 3D sistemele osoase, să vedem cele mai bune soluții de rezolvare a lor pentru planning operator și pentru a asigura ceea ce se numește specific patient instrumentation, deci un set de instrumentar care să fie dedicat pentru patologia respectivă și care să poată fi utilizat în cazurile în care este necesar de rezolvat aceste lucruri. Sunt aspecte care sunt foarte importante, deci trebuie să trăim în secolul următor. Nu mai putem să ne mulțumim tot timpul cu ce am făcut și că suntem foarte buni la zona de artroplastie. Lucrurile evoluează, lucrurile merg înainte și eu cred că și noi trebuie să facem acest lucru. Dacă începi să te automulțumești, atunci apare o ușoară stagnare și acest lucru nu este bine în specialitatea noastră. Mă bucur să aud că aveți așa planuri mărețe și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a participa în seara aceasta aici. Eu vă mulțumesc foarte frumos și oricând cu deosebită plăcere. Mulțumesc foarte frumos încă o dată. Le mulțumim și urmăritorilor pentru timpul acordat și pentru atenția pe care au acordat-o emisiunii noastre. Atât am dorit pentru astăzi și vă invităm să ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare și pe live.mfst.ro. Pe curând!